cine a pierdut un copil? Este... Ce? Ce ai devenit? Nu te mai agita atâta, că n-a pierdut nimeni un copil. Din potrivă, câștigat. A, am înțeles, ești în program. Succes sigur. Cinci ani, ragața pe din afară, pronunci greu unele cuvinte. Ia zi, metempsihoză. Metempsihoză. Hai, ești bun. Unde mai joci? Am jucat, n-ați văzut dumneavoastră un tată la meșterul Lucien. Cât? Vreo 4 luni. Nu, cât de spectacol? Nu e pedagogic să întrebi. Da, ce categorie ești? Că te-am văzut și la sala florească. Au avut nevoie de o capsă cu fotbal și fără fotbal. Da, e greu. Și mă atajeci mult. Ales de la un teatru la altul. De la o emisiune la alta. Cum se spune, drumurile te omoară. Dacă m-au dat părinții la Institutul de Teatru, mie mi-ar fi plăcut să mă fac contabil și după aia artist. Stai, în ce te-am văzut? În O femeie cu bani. În Tezaurul lui Justinian. În Traiul lui Sicrestida. În Ariciu de la Topul Perfect. Ce, te-ai pornit? Păi zi așa. Te-am văzut într-o lebuză 88 care merge spre circ. Ai ceva și pe acolo? Da, o mătușă dinspre mamă, pe tunar. Credeam că colaborezi și cu lei. Ei, nu, numai dacă sunt îmblânziți, știi, să-i pot face mărunțiți. Iată-ți o clipă. Ce? E splendidă bucata. A fost și un balet la varietăți? A fost. Balet n-ai încercat? Duc piciorul drept cam în afară, da tu. Eu îl duc, bine. Nu, ziceam de balet. Facem la grădiniță de 2 ori pe săptămână. Joacă băiete. Aha, matineu și seara, hă? Nu, numai matineu, că sunt în grupa mică. Aha, da, și seara te închide acasă. Acum mă duc, ne vedem mâine la Electrecord. Și acolo? Ce să fac? Nu, ziceam de mine.